tissue has been given. Shop tissue has been given. Copiii de mingi. Copiii de mingi au uitat să vină. Robi, mingi, avem mingi, uite. Cum nu vezi? Vezi că sunt 12 copii de mingi. Hai să facem și micurile ascunte, 10 să-i sub genunchi la piept. Hai de sus toată lumea, dă-i drumul, dă-i drumul, 4 sprinturi. Accelerează, scurt, 10 metri, stânga-dreapta, față spate, hai! Bravo! Haide, haide! Hai, băi, haide, haide, haide! Haide pe mine, băieți! Bun găsit, oameni buni, suntem live de la meciul din cadrul etapei a 7-a din Liga 3-a, seria a 7-a. Avem față duelul dintre echipa secundă a Universității Craiova și Viitorul Șimian. O echipă care a făcut o figură frumoasă, mai ales în Cupa României, însă vom reveni apoi despre acest subiect. Majoritatea jucătorilor pe care îi avem acum în echipă sunt și cei care au evoluat în UEFA Youth League, bineînțeles cu câteva excepții, cum sunt Tomáš, Mendy sau Trică. Acolo! Nu iese! Da, 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 nu e! Vom prezenta cele două formații și începem, bineînțeles, cu echipa oaspete de astăzi. Sunt câteva nume cunoscute, inclusiv antrenorul celor de la Șimian, este Alexandru Stoica, fost antrenor chiar și la echipa satelită a Universității Craiova. Așadar, Alex Stoica îi trimite în teren pe următorii jucători. Importă cu numărul 1 Alexandru Bunea, jucător de câmp numărul 44 Adrian Malacu, numărul 22 Răzvan Dulap, numărul 23 Denis Curea, Matias Hundorocu, numărul 4, Remus Trancă, numărul 11, Jamal Amricate, sper că am pronunțat bine, numărul 80, Ionuț Rupa, numărul 5. Iată un șut periculos și este un balon care trece puțin pe lângă poartă, șutul lui Lăpădătescu. Continuăm echipa de start, să prezentăm Fabio Trib, numărul 10, Angel Ciutică, numărul 8 și Robert Eșun, numărul 9. Rezerve la Șimian, Drângă, Poiană,
Blancard, Soader, Bucur, Vlad, Dogaru, Raicovi și Nețoiu. Cum spuneam, antrenorul principal al oaspeților este Alexandru Stoica. De cealaltă parte, Universitatea Craiova 2 în poartă cu numărul 1 Matei Goga, jucător de câmp Florin Gașpăr, numărul 36, Carlo Tomașec, numărul 4, Jean Mendy, numărul 3, Mirel Neață, numărul 10, Robert Lăpădătescu, numărul 37, David Sala, numărul 8, Federico Cârpici, numărul 17, Ștefan Bană, numărul 19, Atanas Trică Balaj, numărul 9 și David Barbu, numărul 7, rezerve pentru Universitatea la acest joc. Rusu, numărul 12, Mitrache, 15, Brășfoleanu, 20, N, 18, Domnul, 69, Petculescu, 39, Tomșa, 14, Vancea, 19 și Găină, 21. Antrenor principal al Universității 2, Ștefan Florescu, ajutat de către Mădălin Murgan, antrenor secund, și Robert Gheorghe, preparator fizic. Bană, Lăpădătescu, pasă la Tomașec, Sala. Jucători care au minute bifate la prima echipă Universității Craiova. Vorbim despre Sala, Trică, Mendy. Aici este o lovitură liberă pentru Universitatea 2. Trică este cel care se pregătește să execute. Patru jucători în zidul celor de la Șimian. Șutează Trică! Și ce gol reușește Trică Balaci. 1-0 pentru Universitatea Craiova. O execuție superbă a lui Trică Balaci. Foarte frumoasă execuția lui Ati. Deschide scorul pentru Știința. Minutul 6. Arbitri întâlnirii, Cătălin Busi din Râmnicu Vâlcea, ajutat de către asistenții Florin Păunescu din Râmnicu Vâlcea și Nicușor Marin din Suseni. Delegat de joc, domnul Daniel Lazar din Ploiești și observator de arbitri, domnul Stan Prodan din Alexandria. Da, ultimul meci al celor de la Satelitul Științei s-a încheiat cu o victorie pe terenul celor de la FCU 2, în baza lor de pregătire, a fost 2-1 pentru Știința. De cealaltă parte, Șimian vine tot după o victorie cu Ghiroda și Germata Vii, a fost 2-1. Formație care a învins Universitatea Craiova 2 cu două etape precedente, cu două etape în urmă. 3-1 a fost pe terenul celor din Timiș. Sala n-a știut care adversar acolo. Iată un șut trimis spre poarta lui Goga, însă fără probleme pentru golkeeperul nostru, foșutul lui Rupa. Cum spuneam, sunt mai mulți jucători care au evoluat contra celor de la Partizan Belgrad. A fost 1-0 pentru sârbii în duelul de pe stadionul Ion Oblemenco. Înainte de deschiderea scorului, care a fost totuși destul de rapidă, Universitatea a ratat două ocazii importante. Ceea ce mă face să cred că
păstrăm șanse la calificare în turul următor în UEFA Youth League. Returul va fi pe 25 octombrie. La Belgrad, cred că pe stadionul cel mare al celor de la Partizan Belgrad, iată o minge care ajunge în careul nostru, un șut și este gol. 1-1. Să vedem și numărul jucătorului care a înscris. Cred că numărul 10. Alex. Da, într-adevăr, numărul 10 am scris, Fabio Trip. 1-1. S-ar putea să avem destul de multe goluri în jocul de astăzi. Ceea ce ar face deliciul celor care se uită la joc pe pagina de YouTube a Universității Craiova. Sunt și ceva spectatori în tribunele Centrului Turistic pentru Agrement și Sport Dolj, baza de pregătire de lângă aeroportul internațional Craiova. Nu uitați că astăzi are meci echipa mare a Universității Craiova la voluntari de la ora 6:30. Echipa noastră luptă pentru cele 3 puncte în duelul cu Ilfovenii. Puteți urmări declarațiile antrenorului Dragoș Bon și ale lui Alexandru Mitriț înaintea jocului pe canalul oficial de YouTube, de asemenea și pe pagina de Facebook a Universității Craiova. Revenind la joc, avem o lovitură liberă. Bană, o centrare bună și lovitură de cap bună lui Trică, însă prinde Bunea și el a fost junior la Universitatea Craiova. De altfel sunt mai mulți cei care au jucat pentru Universitatea, vrând de Trancă, Ciutică, Raicoviș, Nețoiu, din nou Șimian în atac. O centrare și un balon prins până la urmă de Goga. Încearcă să-și pună colegii pe un atac, însă trimite la un adversar. Aici intră tare Cârpici. Lovitură liberă, faultat Hundorocu. Ciutică se pregătește să execute. Dacă nu mă înșel, câștigător de Liga Elitelor cu Universitatea Craiova. O execuție direct pe poartă, dar nu a creat prea mult pericol. Lăpădătescu, capitanul Universității Craiova, Tomașec la Lăpădătescu și mai departe la Neață, pe poziția de fundaș stânga. Un jucător care poate evolua în toată banda stângă, iată și fundaș și mijlocaș și în față extremă. Stop!
Aruncare de la margine pentru Universitatea Craiova. Tomașec, Sala, din nou fundașul central al Științei. Balonul ajunge la Bană, l-are pe Gașpăr lângă, dar și pe Sala, îl preferă pe Sala. Bană, Lăpădătescu, Gașpăr, centrează Gașpăr și o lovitură de cap care se duce în poartă. 2-1 pentru Universitatea Craiova, înscrie David Barbu. Foarte bună și centrarea. Rămâne căzut un jucător de la Șimian. Până la urmă se ridică și numărul 23, Curea. Are nevoie de puțin îngrijiri medicale acolo în spatele porții. Vite undeva în zona capului, Curea. Engajează Bunea. Pune mâna pe adversar, Gașpăr. Un balon în dreapta. Trip. Spate. S-a repliat bine jucătorii noștri. Mai repede! Poate să intre! Poate să intre și al nostru! Domnul arbitru! Să intre și al nostru! Domnul arbitru, să intre și al nostru! Dai ce nu facă! Domnul arbitru, avem om afară! Barbu. Da, puțin cam agresiv arbitrul. Lăpădătescu. Carlo Tomașec la Florin Gașpăr. Pasează greșit, din păcate. Lăpădătescu. Gașpăr. Foarte frumos a trecut de un adversar, însă a fost blocat până la urmă. Tomașec. Minge în banda stângă la Neață. Foarte bună preluarea. Un jucător tehnic. Cârpit, șutează și balonul se duce pe lângă poartă. Rămâne 2-1 pentru echipa secundă a Universității Craiova. Organizare! Hai acum! Vreau să văd!
pe vârf, direct pe atacant. Stoica a mai antrenat și la Cârbunești. Înainte de a se întoarce la Universitatea Craiova sezonul trecut, la o grupă de junior. A ajuns până în faza finală în Liga Elitelor. Cu under 16, dacă nu mă înșel. Gașpăr pasează lui Carlo. Cârpici foarte frumos pasează puștii Științei. Sala avasează cu mingea la picior. Din nou Sala. Carlo riscant și pasează greșit. Atent, atent acum! Hai reacție! Hai reacție! Strânge aproape! Strânge aproape! E gata, noastră! Primul! Haide! Tomașec, Mendy. Mendy caută o soluție. Ne stăm destul de sus. Veniți după el! Pas repede, pas repede! Carli era bun! Orică-l! Orică, Carli, orică! Ștefan Florescu îi cere lui Tomașec să urce. Minge la picior. Gașpăr. Sala. Lăpădătescu, o minge bună. Balonul ajunge la Barbu și este 3-1 pentru Universitatea Craiova. Dubla lui Barbu. Minutul 20. Lăpădătescu. Balonul ajunge la Cârpici. Soluția lasă nu a fost cea mai bună. Foarte frumos Mendy. Neață. Greșește Neață și pot pleca oaspeții pe un contraatac. Situația în clasament e următoarea. Satelitul Universității pe locul 7 cu 3 victorii și 3 înfrângeri înainte de acest joc. În timp ce Șimian este pe locul 4 cu 3 victorii, 2 egaluri și o înfrângere, 11 puncte pentru Șimian. CSM Deva este formația care ocupă primul loc, 15 puncte și din ce am înțeles s-a despărțit recent de antrenorul Ștefan Anu. Din câte știu el și-a dat demisia. În această rundă mai avem un singur meci care se dispută astăzi, Filiaș cu Lupac. Ieri s-au disputat următoarele jocuri, Târgu Cărbunești, FCU 2, 3-1, CSM Deva, Jiul Petroșan, 3-1 și Ghiroda, CSU Turceni, 6-1.
Bravo! Nu-i nimic, nu-i nimic, nu-i nimic, nu-i nimic! Lăpădătescu, Barbu, fault în atac, l-a ținut Barbu. Bună, degajează balon la Mendy, trebuie să fie atent Mendy, foarte frumos Mendy. Carlo, Lăpădătescu, foarte bine a venit Neață, fault și cartonaș galben pentru Cârpici. Atac întârziat al lui Cârpici. Și atac, avem primul avertisment al partidei, consemnat în dreptul Universității Craiova, Frederico Cârpici. Minutul 25, deja 4 goluri în acest meci. Ceru Hens, cei de la Șimieni, la Mendy, nu știu dacă s-a pus problema și faultat Barbu. Tomașec. În controlul partidului deocamdată Universitatea Craiova. Uitați, suntem alături și de echipa mare astăzi. La ora 18:30 de minute, FC Voluntari Universitatea Craiova, în direct pe Digisport, Prima Sport și Orange Sport. Bineînțeles, ne-am bucurat să fiți alături de băieți chiar de la fața locului de la Voluntari. Mai mereu când Universitatea Craiova a jucat la București sau, mă rog, cum e acum la Voluntari, a avut o susținere importantă, pentru că știm foarte bine că există un grup important de suporteri științei care locuiesc în capitala României. Faultat Jean Mendy. Lăpădătescu. Fredi sau Sala, mijlocași în fața apărării. Bine, timpul e bine. Hai, Barbule! Deschis, Gașpar, deschis, Gașpar! Hai, Bănel, la pas, hai, Bănel, la pas, Bănel! Fața, Bănel! Foarte frumoasă această combinație, Gașpăr, și vine un apărător al celor de la Șimian care respinge. Trică. Nu iese, fără faul, nu iese.
Și lovitură liberă pentru Șimian. Faultează Bană. Urmează o degajare din partea lui Bunea. Mendy, trebuie să fii atent. Mendy, care a debutat pentru echipa mare a Universității în acel meci de la Tunari, în Cupa României. Bană. Gașpăr. Centrează Gașpăr pe bara a doua. Minge la trică. Un șut în blocaj. Vine Bană. Și este corner pentru alb-albaștri. Da, pare că suntem peste ei la talie. Ne ajută aceste faze fixe. Mingere la prima bară, resping cei de la Viitorul Șimian, o nouă centrare. Ciutică greșește pasa. Tomașec. Lăpădătescu. Neață. Un joc de așteptare din partea celor de la Șimian. Cred că și-au pregătit stilul de joc pentru acest meci pe premisa contraatacului. Doi jucători au fost convocați la națională pentru jocurile din această lună ale naționalei României. Bancu și Screciu vor reprezenta Universitatea sub tricolor. Le urăm succes, sperăm să avem de ce să ne bucurăm la finalul acestei campanii de calificare la campionatul european. E timpul ca România să mai meargă pe la un turneu final. N-a mai mers din 2016 de la Euro. La Mondial nici nu mai spun. În 1998. Mendy în duel cu un adversar. Și Eșun a reușit până la urmă scoate mingea de acolo, dar foarte bine au revenit ai noștri. Goga trimite direct în afara terenului. Da, aici nu se poate pune problema de fault.
Carlo Tomașec. Sala. Dar pierdem prea ușor această minge și îi punem în atac pe cei de la Șimian. Un șut în Mendy. Minutul 34. Universitatea Șimian 3-1. Trip în dreapta. Haide, voi mai repede învăluirea. Ciuti faci greu. Mendy la Pădătescu. L-are pe Sala. E bună și experiența lui Sala acolo la mijloc. Mendy pare că poate fi și o soluție pentru prima echipă a științei. Gașpar și el un tânăr de mare, mare perspectivă. Venit la Universitatea Craiova în această vară de la Clubul Sportiv Școlar Craiova. Sala. Gașpar. Lăpădătescu liniștește jocul, trimite la Guga și începem din nou o construcție de la portar. O centrare, cred că s-ar fi vrut această minge, însă balonul s-a dus direct în spatele porții lui Bunea. Am spus mai devreme 18 și 35 de minute, FC Voluntar Universitatea Craiova pe stadionul Anghel Iordănescu. Biletele pot fi achiziționate de pe un link online. Este linkul pe pagina de Facebook a științei. De asemenea, vă reamintesc de tricoul aniversar al Universității Craiova cu etichete NFC.
Adrian Cojocaru va fi arbitrul întâlnirii dintre FC Voluntari și Universitatea Craiova cu începerea de la ora 18:45. Și se dă fault în atac. Să mă pună repede jos. Hei, vezi că o joacă. Voi ce faceți? Bană, ce pasă greșită da aici. Mingea în stânga. Foarte bine Gașpăr. Însă mingea rămâne tot la adversari și o centrare modestă a la Liga 3 așa. Minutul 39. Câteva minute până la finalul primei reprize. 3-1 pentru echipa noastră, de lucru Viitorul Șimian. Neață. Trică. Și se minge pentru Viitorul Șimian. Bană recuperează și un tackling bun. Haide, haide! Foarte bine Barbu. Pasează la Sala care pierde balonul. Și fault făcut de Jean Mendy. Îi se acordă cartonașul galben lui Jean Mendy. Boga. Tomașec. Trică. Pasă bună la Bană, s-a dat la o parte ușor. Dat la o parte ușor, Bană, de Dulap. Mendy, Tomášek. Ciutică. Balonul se mută în partea dreaptă. Haide, haide, bine, bine, nu-i nimic, bravo, bravo! Bravo, bravo! Gașpăr. Tomášek. Da, sunt curios de procentul de posesie.
O evoluție slabă a celor de la Chimie momentan. Sperăm să rămână așa pe parcursul meciului. Cârpici are mingea la picior și îl găsește foarte bine pe Sala, ce pasă, și Sala ratează ocazie mare, mare de tot. Foarte bine Barbu, într-o formă extraordinară David Barbu în ultima vreme. Neață. Eu luăm de acolo, ieșim de acolo cu ea. Strânge, strânge. Banești, banești, nu e soluție, bană. Deschis, deschis. Deschis, Gașpar, până la margine. Ducă-ți intră iar. Haideți, bă, nu greșim acolo. Nu iese de acolo. Gata, mă. Sala la Pădătescu, greșește și o minge la care ajunge primul Tomașec. Neață. Bendy la Pădătescu. Și este final de primă repriză, 3-1 pentru Universitatea Creva. Revenim după aproximativ un sfert de oră.
Haide, haide, băieți! Haide, organizare! Așadar, revenim în direct la scorul de 3-1 pentru Universitatea Craiova. S-au făcut mai multe modificări la oaspeți. Intră pe teren Nețoiu, numărul 3. Blanchard sau Blancard, numărul 17. Dogaru, numărul 19. Și încă un jucător, nu se numea, dar să mai exact ce număr. Voi prezenta lotul celor de la Șimien, pentru a fi sigur de să nu comit vreo greșeală. E bine, Alex Stoica i are la dispoziție pe Bune 1, m-a luat cu 44, Dulap care cred că a ieșit de pe teren numărul 22, Curea 23, Hundoro cu 4, Trancă 11, Ambricate 80, Rupa 5, Trip 10, Ciutică 8, Eșun 9, 12 Drângă, 21 Poiană, Blanchard 17, Toader 15, Bucur 7, Vlad 6, Dogaru 19, Raicoviș 28 și Nețoiu 3. În ceea ce privește Universitatea Craiova, nu a existat modificări la pauză, iar Ștefan Fulurescu ia în teren pe Goga 1, Gașpăr 36, Tomașic 4, Mendy 3, Neață 10, Lăpădătescu 37, Sala 8, Cârpii 17, Bană 11, Trică 9 și Barbu 7, Rezerve Rusu 12, Mitrache 15, Brășfăleanu 20, N 18, Domnu 69, Petculescu 39, Tomșa 14, Vancea 19 și Găină 21. Se dă fault în atac. Ia și galben Barbu pe comentarii, cred. Mendy. Minge trimisă mult pe lângă poartă. Mendy protejează foarte bine. Lăpădătescu, foarte frumos. Nu uitați, de la ora 18:45 de minute îi susținem pe leii noștri de la echipa mare în duel cu FC Voluntar. Sperăm că de la fața locului, dacă nu, un direct pe Digisport, Prima Sport și Unisport. Puteți intra pe pagina de Facebook a Științei pentru a lăsa o încurajare, un mesaj de încurajare pentru băieții lui Corneliu Papură și Dragoș Bun. Gol!
Ar fi a doua victorie consecutivă pentru Universitatea Craiova. După victoria din etapa trecută cu FCU 2. Hai să avem construcție mai mult, mai multe pase! Calm! Mendy, calm, vino, vino, lăpă, vino! Se dă lovitură de la 11 metri. Este penalti pentru Șimian. Va executa trip, poate face dubla. Trip față în față cu Goga. Trip se îndreaptă spre balon și înscrie. Trei, doi scorul. Cinci goluri până în acest moment. Greșește Goga, dar nici jucătorul celor de la Șimia nu e mai prejos. Eșun. Foarte frumos. Cărpici. Lăpădătescu la David Barbu, cel mai bun jucător de până acum. Lăpădătescu, o pasă bună către sală, respinge Rețoiu și el a fost junior la Universitatea. Și jucător al echipei a doua. Lăpădătescu și Bană. La minge execută Bană. Prinde bune. Cum spuneam, Universitatea Craiova are doi jucători convocați la echipa națională și probabil vor fi și alții la naționale under. Însă șutul lui Lăpădătescu. Da, a crescut foarte mult în joc Lăpădătescu în ultimul an. Sperăm să-l vedem și la prima echipă. El a jucat într-un meci amical titular pe postul de fundaș central, în amicalul cu Viitorul Pandurii. Tomașek.
trimite în afara terenului, va fi aruncare de la margine pentru albăroșii. Și fault. Hai să ne mișcăm când avem mingea, acum să ieșim la pasă. Să alerge mingea, lăpăm, vorbim, haide! Sala, haide! Haide, 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 haide! Mendy. Neață. Neață la Barbu. Cârpici. Lăpădătescu. Balon la Barbu, puțin cam lung, dar ajunge David Barbu la minge. Centrala lui Neaț, a încercat o farfecă acolo bană. Carlo lasă mingea să cadă acolo Barbu și faultează. Faultează Neață. Calmă, Mirele, calm! Da, am intrat bine în meci și mi-am reprizat a doua. Universitatea Craiova cu toți jucătorii în careu, bineînțeles în afară de cei doi care sunt în zid. Un șut de viață, este gol. Gol pentru Viitorul Șimian, 3-3, egalează situația pe tabelă. Mendy. Sala, bană. Raikovic a fost cel care a șutat spre poartă la golul 3. Minge deviată de Lăbădătescu. Era clar că nu va fi un meci ușor pentru Universitatea Craiova și iată că scorul s-a făcut 3-3 după ce Știința a condus cu 3-1. Vor fi și modificări în tabăra Științei. Barbu. Barbu. Lăpădătescu, Gașpăr, greșește Gașpăr și iată, pot pleca oaspeții pe un contraatac rapid. Un șut. Apără Goga, corner.
Centrare lungă, lungă de tot. Nețoiu nu ține mingea în joc. Lovitură liberă pentru Șimian. Balonul la partea dreaptă. Și acum șansă pentru jucătorii noștri să urce. Trei schimbări în tabla Universității Craiova, intră pe teren Ene Petculescu și Tomșa, ies de pe teren Neț, Sala și Cârpici. Ocazie importantă pentru Șimian. Petculescu, o pasă către Ati. Trip, pasă, iese Goga. Gașpăr trebuie să fie atent în această zonă a terenului. Minge ajunge la Goga. Ene. Greșim din nou, prea ușor. Tomșa cu Barbu. Barbu foarte bine. Primește Lăpădătescu, poate șuta Lăpădătescu. Asta încearcă, dar trimite peste poartă. Scăpat de grid.
Mendy. Haide, haide, haide. Lăsați, haide. Ene. Spate la același Mendy. Bravo, bravo, nu mai trebuie acolo. Da, 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 bravo, bravo, bravo. Tomșa. Bravo, Fabi, bravo, tată. Ati, foarte bine, de la Tomșa. Și Tomșa nu reușește acolo. Gașpăr. Bravo! Din nou, suntem în preajma careului. Căutăm o soluție pentru trimite mingea în careu. Hai, Mati! Nu te mai ajută, mă schemă! Da, 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 hai, Ioane! Barbu! Bană, Gașpăr, poate centra, alege să dribleze, plimbă mingea prin zona careului, din nou Ene și este lovitură de colț pentru Universitatea Craiova. Centrai la prima bară, resping jucătorii de la Șimian. Bravo, Remus! Mai repede jos, mai repede jos, ai pet cu la mijloc, coboare! Pleacă, Raico! Vezi cum vină mai aici, așa. Spuneam de Șimian în Cupa României, e bine, au trecut de Gilortu Târgu Cărbunești 3-0, apoi de Fileaș 2-1, au urmat jocul cu Viitorul Pandurii 1-0, s-au fost eliminați oarecum surprinzător în play-off de Progresul Pecica 4-1 a fost pentru Pecica. Balon în careu și este gol pentru Universitatea Craiova, se face 4-3, înscrie Bană. Mendy foarte bine. Tomșa. Barbu foarte bine apasat lui Ene. Lovitură liberă. Bană. Hai să ieșim de acolo.
Petculescu. N. Mendy. Iată-l pe Barbu. Tomișa. Cartonaș galben pentru Mendy și este al doilea, este eliminare al lui Mendy, aici dat parcă prea ușor și a fost hands, mi se pare, mai mult la ei. Dar din păcate rămânem în 10. Două schimbări pregătite de Ștefan Florescu. Intră Brășfolaru și Găină. Ies de pe teren Barbu și Trică. A, nu, deocamdată este doar Trică. Deocamdată doar Brășfoleanu a intrat pe teren. Minge la marginea careului și un șut puțin pe lângă poartă. Nu o să mai intre în Găină. 4-3-2 pe construcție. 4-3-2, bravo, ban al doilea. Aici la bar. Hai, deviază, pleacă ban. Va intra Vancea la Universitatea Craiova. Gașpăr se complică. Și trimite în centru. O lovitură. Care se duce în brațele lui Goga. Lăpădătescu. Ene. Acțiunea se mută în partea stângă a atacului viitorului.
Petculescu. Pierdem foarte repede. Da, se încinge șocul. Glumim puțin, e bine că Alex Stoica a fost la Universitatea Creava, nu agită spiritele. De fel, Alex Stoica nu este un tip foarte conflictual, dar e un meci care se poate aprinde pe final. Ocazie importantă, bară și este repunere din 6 metri. Iese de Peter în Barbu și va intra Vancea. Vancea titular în meciul de Youth League. Bană. Petculescu. Ene. Brășfăleanu. Bană. Pasă la Vancea. Trece de adversar. Bană. Lăpădătescu la N. Gașpăr, foarte frumoasă trecerea sa. Îi pasează lui Vancea, aflat într-o poziție în afara jocului. Minutul 80, 10 minute până la finalul timpului regulamentar, 4-3 pentru Universitatea Craiova. Și faultează jucătorul nostru. Gașpar. Vitră liberă. Hai,
Schimbarea e la Viitorul Șimian. Intră pe teren Bucur și este Trancă. Ene, la Vancea. Petculescu, faultat. Gașpăr la bană. Bană trimite înapoi la Lăpădătescu. Din nou bană, conjurat de doi adversari. Trip. Trip în dreapta. Am coborât cu toți jucătorii undeva la 20 de metri. Putem pleca pe un contraatac, Vancea. Goga degajează. Netsoiu. Un balon în careul universității. Să fim atenți și apără Goga. Intervenție salvatoare a lui Goga. Centrare în care eu un șut trimis mult peste. Va degaja Goga.
Ține Vancea de mince. Atacul Șimianului, balon în stânga. Blocaj! Blochează! Pe picioare! Ieși în el! Trip. Șutează trip peste poarta lui Goga. Vancea! Coboară tu că e ăla sus! Advers! Advers! Ai recuperat perfect acolo! Clăpoare! Haide să încercăm, tot ținem un pin la noi! Respiră, Bane! Ene. Trip. Trip, poate șuta. Și este o poziție de offside. Cartonaș galben. Lăpădătescu se pregătește să execute. Poziție bună. Șutează Lăpă pe lângă poartă. Execuțiile sunt slabă. Ene trimite în afara terenului și se arată 5 minute de plângire. Haide, haide aici cu ăla de bate! Tomi, ăla de bate e al tău! Lasă-l, mută, mută ușor! Diagonală, atenție! Ieși, Albert, ieși un pic, Albert! Plânge după Albert! Da, deschis! Deschis! Greșesc cei la Viitorul Șimian, Ene. Lovitură liberă. A
Aici discutabil, se putea da lovitură de la 11 metri. E fault aici! Domnul arbitru, e fault aici, clar! Nu se poate! Tomșa. Încă de la margine pentru Universitatea Craiova. Cartonaș galben pentru Mario Ene. Bună, da, mai minute de nervi, multe momente de nervi aici pe final de joc. 4-3, un meci cu goluri, de fapt un meci cu de toate, cu goluri, cu eliminare, cu penaltii, cu parade. Sperăm ca scorul să rămână așa, sau să se mai mărească în dreptul Universității Craiova, să învinge mai clar. Uită de cap care se duce pe lângă poartă. E gata, domnul arbitru! 3 minute, domnul arbitru! Domnul arbitru, sunt gata minutele! Mai e un minut jumate! Un minut jumate, băieți, haide! La bară! Mai e un minut jumate! La bară, haide, bară, du-te dreapta, la tribună! Haide, câștigăm a doua! Strânge echipa acolo! Degajează Goga. Un nou cartonaș și galben. Trip. Și corner. O nouă centrare slabă. Trip recentrează și un șut peste poartă. Și este final de meci, 4-3 pentru Universitatea Craiova după dubla lui Barbu și golurile lui Trică și Bană. Un meci cu de toate, vă mulțumim pentru atenție. Nu uitați, de la ora 7